Spre viață. Emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan. Bine v-am regăsit și de data aceasta. Bun revenit, îi spunem pastorului Ghiță Mocan, prezent alături de noi în studio. Mă bucur și eu să fiu din nou aici. Continuăm cu Timothy Keller, un autor care merită menționat pe parcursul mai multor episoade. Ne-am oprit asupra mai multor volume pe care le-a scris. Sunt mult mai multe decât le-am amintit noi, dar totuși, pentru că moștenirea e atât de vastă, ne-am ne oprit asupra a trei volume. Astăzi îl discutăm pe cel de-al treilea. Puteți urmări aceste emisiuni și format podcast și pe arhiva pe care o găsiți pe site-ul nostru, dar podcast-le puteți descărca uh, și le puteți lua cu dumneavoastră pe oriunde mergeți. Da, Timothy Keller 1950-2023 ne-a părăsit, iată, tocmai anul acesta, deci uh, nu se cădea să trecem cu vederea, pentru că eu cred, sper să nu fiu naiv, Timothy Keller are deja un public în uh, România pentru că o parte din cărțile lui uh, sunt deja în limba română, și uh, uh, cred că au ajuns în uh, rafturile bibliotecilor multor ce, dintre cei care ne ascultă, și sunt citite cu mare plăcere. Câteva detalii biografice, uh, deși am tot spus de câteva săptămâni, dar uh, să o spunem din nou, mai ales cu gândul la cei care ne ascultă prima dată. Așadar, se naște la 23 septembrie 1950 în Statele Unite are un parcurs uh, educațional uh, clasic, să spunem așa, fără sincope, ajunge să studieze la universitate, la Universitatea uh, Bucknell, uh, unde își uh, obține diploma de licență în 1972, apoi la seminarul teologic uh, Garden Canwell, unde își obține masterul în 1975, și în cele din urmă doctoratul în 1981 la seminarul teologic Westminster. Devine creștin în timpul studiilor universitare, se implică activ în Intervarsity Christian Fellowship, unde devine și un membru apoi extrem de devotat, și în cele din urmă. Găsindu-și uh, o vocație specială spre zona pastorală și predicatorială, uh, acceptă să fie ordinat în Biserica. Presbiteriană din America, acel PCA, această biserică presbiteriană din America, trebuie să înțelegem, este o ramură a presbiterianismului clasic nord-american. O ramură care s-a desprins în urma unor divergențe de ordin teologic în anul 1973. Deci, Timothy Keller poate fi văzut ca unul dintre primii slujitori vocali extrem de cunoscuți ai acestei noi ramuri. Poate pentru cei care doresc să știe mai mult, ar trebui să mai adăugăm că această ramură s-a desprins, cum ziceam, din rațiuni teologice și a dorit să se apropie mai mult, mai evident de tradiția calvină reformată, cum o cunoaștem noi în România. Aici e vorba de autoritatea scripturii, credința în dreptatea prin credință sau neprihănirea prin credință, suveranitatea lui Dumnezeu și doctrina predestinării. Toate acestea au fost accentuate mult mai clar, mult mai evident în această nouă ramură prezbiteriană. De altfel, creștinismul să-l numim evanghelic, nord-american, este destul de complicat și este cu multe ramuri și rămurele poate cândva, sau ajutându-ne de diferiți autori, vom mai desluși puțin lucrurile. Acum, întorcându-ne la Timothy Keller, trebuie să știm că a avut încă de la bun început o activitate pastorală de impact. A început să predice cu multă știință de carte și cu un talent înnăscut, și a fost în scurtă vreme un slujitor de referință în mediul american. Pe lângă slujirea pastorală, deschide o asociație, o fundație, pe care o va numi Redeemer City to City, organizație care își dorea să deschidă biserici, să planteze biserici în mediul urban, pentru că trebuie să știm Keller a avut o inimă specială toată viața pentru cei din mediul orășenesc și orășenii se pot mântui, probabil mai greu decât cei de la țară. Pentru că nu-i așa, orașul rămâne un spațiu al promiscuității, un spațiu în care ispitele poate sunt mai la tot pasul și mai greu te mântuiești. Dar iată cineva atât de cutezător ne-a arătat și ne-a chemat pe toți să luptăm pentru mântuirea orașului și să credem în continuare că Evanghelia este și pentru orășeni, indiferent în ce metropolă ar locui de-a lungul și de-a latul pământului. Înființează o biserică prezbiteriană Rui Dimar în, în New York și poate că odată cu această, cu această biserică, ce se deschide în 1989, Timothy Keller își atinge maturitatea sa vocațională. Se spune că în scurtă vreme prezența săptămânală la programele din această biserică depășa deja 5.000 de persoane continuă să fie pastorul acestei biserici pe care a fondat-o până în iulie 2017, când se retrage din funcția de păstor principal și continuă să se implice mult în organizația pe care a înființat-o. Se spune așa ca o statistică că slujirea lui prin această asociație a ajutat la înființarea a peste 1000 de biserici, în peste 150 de orașe, și la formarea a peste 80.000 de, de lideri. Iată așadar o lucrare de anvergură. Scrie în total 31 de cărți, traduse în 29 de limbi, unele vândute în peste 6 milioane de exemplare. După o activitate îndelungată, o activitate atât de prolifică, putem spune, cu o atitudine atât de frumoasă și exemplară. Timothy Keller se îmbolnăvește în 2020, este diagnosticat cu cancer pancreatic, dar chiar și după momentul acesta, atunci când se simțea mai bine, călătorește, predică, slujește în diferite contexte. Se stinge la 19 mai 2023. Frântul de înțelepciune. Vorbim despre autori care nu au voie să fie uitați. Discuție cu pastorul Ghiță Mocan. Așadar, Timothy Keller, pentru astăzi, un nou volum intitulat Orice faptă bună, munca ta și lucrarea lui Dumnezeu. Îl aveți în mână să-l arătăm celor care ne urmăresc și video. Da, iată volumul. După știința mea, este ultimul volum apărut în românește, apărut chiar în anul 2023 la editura Grama. El a fost scris în limba engleză în anul 2012. O carte frumoasă și ca obiect mă refer, din nou avem peste 350 de pagini în care Timothy Keller abordează o temă care ne preocupă pe toți indiferent ce profesie avem, pentru că e vorba de muncă, munca în general, munca pe care o binecuvintează Dumnezeu și de mărturia pe care creștinul o depune prin muncă. Cuprinsul cărții sunt trei părți uh, ale ei. Prima parte, planul lui Dumnezeu cu privire la muncă, ce este munca, demnitatea muncii, uh, munca văzută ca o oportunitate pentru slujire. Apoi, a doua parte, dificultățile muncii, munca devine fără rod, munca devine fără rost, munca devine egoistă. Foarte frumoasă această parte a cărții care uh, arată cum putem să ratăm uh, munca muncind. Cum putem să ne dedicăm și uneori să ne consumăm pe noi înșine, dar să o facem cu atitudine incorrectă și cu un deznodământ la fel puțin profitabil. A treia parte, Evanghelia și munca, o nouă narațiune a muncii, o nouă concepție cu privire la muncă. Deci, cumva, cartea aceasta pe care cu drag o, o prezint, cartea aceasta este despre etica muncii. Eu propun să lecturăm un paragraf din acest volum. Am putea privi mișcarea credinței și a muncii ca pe un râu în care se varsă mai multe izvoare provenite din surse extrem de diferite. Probabil că cei care depun mai mult efort și energie ca să-i ajute pe oameni să coreleze munca cu credința sunt aceia care au o perspectivă evanghelică a Bibliei și a credinței creștine. Însă au existat contribuții semnificative și din partea altor tradiții și ramuri ale creștinismului. Mișcarea ecumenică a contribuit la accentuarea ideii că munca celor credincioși trebuie folosită pentru promovarea justiției sociale în lume. Datorită acestei perspective, am ajuns la concluzia că munca făcută cu credincioșie are la bază etica distinct creștină. Mișcarea grupurilor mici din secolul 20 a pus accent, accentul pe nevoia credincioșilor de a se încuraja și susține reciproc pentru a fi pregătiți să dea piept cu frământările și greutățile de la locul de muncă. Această perspectivă ne-a arătat că munca făcută cu credincioșie presupune o înnoire spirituală interioară și o inimă transformată. Promotorii trezirilor spirituale din cercurile evanghelice au văzut slujba, în sensul munca, profesia, ca pe un loc în care poți fi o mărturie pentru Isus Hristos. Munca făcută cu credincioșie înseamnă, într-adevăr, o oarecare identificare publică cu Isus, într-un mod care îi face pe colegii noștri să cunoască mai mult despre El. E bine să ne oprim din când în când, să descoperim sensuri noi, lecturi adânci și să ne lăsăm inspirați. Tim Keller despre muncă, într-o cultură în care, eu știu, munca a devenit un, un instrument de autodefinire, de probarea valorii personale. Vorbim despre epuizare, despre burnout, despre workaholici, despre. Despre multe utilizări greșite ale muncii. Iată că Timothy Keller ne invită să privim munca dintr-o perspectivă biblică sănătoasă și să ne raportăm astfel la ea. Nevoia de a scrie despre etica muncii este, să știți, o nevoie absolut legitimă în epoca noastră, pentru că trăim în modernitate, postmodernitate sau post ce mai fi, și modernitatea înseamnă venirea la putere a industrializării. De fapt, ca să ne fie cât de cât clar pe linia conceptelor, așa s-a născut modernitatea, într-o manieră economică, nu ideologică. Modernitatea ține de uh, înmulțirea minelor, a uzinelor, a prelucrării metalelor, a descoperirii curentului electric, praful de pușcă și încă vreo câteva. Deci, cumva, uh, iată-ne, uh, uh, în plină modernitate, acum o modernitate. Tehnologică, ideologică, într-un postmodernism, deci deja când apare istm, deja avem ideologie, dar înainte de ideologie a fost industrie. Ori industrializarea a făcut ca oamenii să meargă la muncă, să iasă din casele lor și să facă pentru prima dată în istoria lumii lucruri, să aibă deprinderi, să-și câștige existența dintr-un soi de muncă străină de familia lor, de înaintașilor, de, de mediul lor domestic de agricultură, de spațiu agrar cum era înainte. Și atunci, cumva, modernitatea este obligată să dezvolte în mod recurent anumite teologii ale muncii. Iar poate că nu e întâmplător. Dacă protestantismul s-a născut în secolul 16, cum s-a născut. Și dacă în secolul XVII avem industrializarea, atunci înseamnă că cea mai proaspătă mișcare, tradiție creștină, care a fost cumva obligată, în primul rând, să dea un răspuns, să aducă niște norme, a fost protestantismul și apoi neoprotestantismul. Mai ales că, și poate nici asta nu e întâmplător, se pare că industrializarea și capitalismul implicit se dezvoltă cu precădere în țări protestante fapt care nu mai este străin aproape pentru nimeni Max uh, uh, Max Weber a scris o carte devenită clasică despre etica protestantă și spiritul capitalismului în care Weber care n-a fost decât un, un economist dar erudit avea să spună trebuie să fie o legătură pentru că atât Luther cât mai ales Calvin a spus când ești la locul de muncă tu ești în slujire înaintea lui Dumnezeu tu ești coram deo Oriunde ești tu, ești în prezența lui Dumnezeu. Și atunci munca devine dintr-o dată sacră. Este revalorizată. Iar dacă uh, apusul a mers mai bine din punct de vedere economic decât răsăritul, mereu a mers mai bine, e și din cauza unei etici, unei teologii a muncii. Acum, sigur, poate am făcut o acoladă prea mare, dar am vrut să Era înțelegem da, că această carte vine cumva uh, într-o galerie de abordări, de uh, reelaborări a unei teme mereu prezente. Și cred că, da, nu este singurul autor care se referă la etica protestantă, cea care a determinat creșterea economică și dezvoltarea economică în Europa. Dar... Um, Uitându-ne ulterior la felul în care lucrurile regresează și din punct de vedere economic, ne dăm seama că atât felul în care măsurăm creșterea economică, cât și proliferarea credinței sunt conectate undeva. Fără să evadăm într-o știu, o teologia prosperității, dar felul în care te raportezi la muncă reflectă calitatea credinței tale. Perfect de acord. Cred că pericolul ce ne paște și acest pericol este foarte bine prezentat în cartea de față, este să disociem viața de credință de viața profesională. Este să credem că toată săptămâna suntem muncitori sau suntem nu știu, profesioniști în domeniile noastre și că abia duminica și doar duminica ne conectăm la viața spirituală, ori pentru suflet și pentru toate trebuințele lui, o zi din săptămână e mult prea puțin. E mult prea puțin, oricât de minunată e ziua aceea. Noi avem nevoie să ne menținem pe linia de putire toată săptămâna. Ori dacă așa stau lucrurile, și dacă trebuie să trăim un creștinism din acela zilnic, înseamnă că, în cea mai mare parte, noi ne trăim credința la locul de muncă și nu la biserică. Și acum mă refer fizic, ca prezență fizică, dar și mentală. Uneori suntem atât de mult în profesiile noastre, încât nici duminica nu revenim cu mintea, cu adevărat, la cele ale bisericii. Și uneori și duminica o consumăm cel puțin mental, făcând un bilanț sau planuri pentru săptămâna în care intrăm. Iar cu cât ești mai angajat din punct de vedere profesional, cu cât ai mai multe răspunderi și mai mari presiuni de un fel sau de altul, cu atât ai ca tu să treci uh, dintr-o săptămână în alta fără nicio întrerupere, fără niciun moment de odihnă, de respiro, de conectare cu alte realități. Prin urmare, a trăi cu Dumnezeu la locul de muncă și a-ți face datoria cu onestitate, cu moralitate, cu abnegație, a lucra ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, este, cred, un nivel de maturitate la care nu se ajunge peste noapte, ci la care ajungi în timp, în timp. Trebuie însă, și cartea aceasta chiar ne ajută, să. Să vedem în munca noastră o formă de slujire. Nici nu știu cum să spun altfel, dar el exact Autorul așa. chiar folosește uh -huh. asta, o formă de slujire. Pleci la slujbă, dar chiar e slujbă. Chiar e slujbă. Să nu vedem doar elementul acesta uman, angajat, angajator, companie, lucruri omenești, uneori preomenești, ci să vedem cumva în spatele locului nostru de muncă, profesiei noastre, o anumită providență. De fapt, a fi un creștin matur înseamnă a vedea în toate o parabolă. A vedea în toate o, o, o pedagogie, și uneori situațiile neplăcute de la locul de muncă cu colegii, ba chiar cu superiorii, să le vedem tot ca o școală, tot ca o pedagogie, tot ca un mod de a ne smeri, ori de a ne înțelepci, ori de a ne ajusta caracterul, așa mai departe. De ce? de ce să nu vedem locul de muncă cu toate ale lui, cu bune și rele, ca pe un atelier în care Dumnezeu ne șlefuiește, așa cum o face și la biserică, sub alte auspicii? Ce ar fi dacă am privi altfel slujbele laice? Dacă mă gândesc, Dumnezeu plasează pe Adam în grădina Edenului și dă slujbă nu să cânte două cântări pe zi, deși petrec timpul acela dimineața probabil într-o intimitate, dar îi dă niște treburi pe care noi le-am socotit laice, să îngrijească grădina, probabil, eu știu, habar n-am ce presupunea, pentru că pe atunci nu erau buruieni, dar presupunea o muncă fizică, o muncă pe care el cu mâinile lui o făcea. Inclusiv partea aceea de denumire tuturor animalilor, a speciilor, nu pare o chestiune religioasă în sine, ci tot o treabă laică. Și poate că evadarea aceasta pe un tărâm al, al laicilor, cu o mentalitate sacră, ne-ar ajuta să ne trăim mai bine viața aici, pe pământ. Nu e singura ocazie în care o profesie sacră, de, laică, devine sacră. Mă gândesc acum la. Oholiab și Betaleel, cei de însemnați de Dumnezeu să-l ajute pe Moise să facă cortul și exprimarea în felul următor. Am pus Duhul meu peste ei ca să lucreze uh, lemnul și aurul, din nou slujbe foarte laice. Toate casele lui Dumnezeu, începând de la Moise până la Solomon și nu numai, până la Ezra și Nemia, toate lăcașurile sfinte ale evreilor uh, au fost. Uh, uh, produse, nu, construite, gândite de oameni care au văzut în meseria lor, da, ceva sacru. Da, foarte bună comparație. Respectând proporțiile, fiecare dintre noi construim un templu prin profesia noastră. Fiecare dintre noi impactăm, lăsăm ceva în urmă, facem ca lucrurile să fie, nu, le aducem cumva prin prin muncă, prin, prin preocupare, competențe, le aducem să fie, le, le punem le dăm o consistență da, ce-ar fi, ce fi să nu mai punem granița aceea atât de, atât de rigidă între sacru și profan de fapt să o spunem până la capăt teologia creștină mai ales în latura ei răsăritiană cu începere de la părinții bisericii a avut grijă mereu să ne spună că dacă Hristos, dacă Fiul lui Dumnezeu a luat trup uman și a viețuit printre oameni și a ajuns prin moartea pe cruce să fie îngropat da, trei zile în mormânt, adică din nou în contact cu materia, a fost în permanent în legătură cu materia, atunci înseamnă că nu mai este nimic profan, ci înseamnă că totul e sacru. Această perspectivă cosmică, care tuturor place, nu este chiar atât de poetică, sau să nu o lăsăm doar în dimensiunea aceea poetică. Dacă Fiul lui Dumnezeu a coborât la materie și a luat materie, înseamnă că materia este sfințită, ba chiar s-a înălțat cu trupul proslăvit la ceruri. Deci, duce materia în cer dacă aveam nevoie și de asta. Iată că a făcut-o. Uh, înțelegeți, vă rog, principiul aplicativ pentru munca noastră, pentru ceea ce facem, înseamnă că, că toate zilele sunt sfințite, înseamnă că tot ce ating eu este sfințit, dar într-un chip magic. Ci în sensul bunei așezări, în sensul scopului frumos, nu? în sensul uh, uh, seriozității pe care o am, a atitudinii corecte pe care o am față de, uh, față de lucru. Cred că dacă am abordat munca din perspectiva aceasta că totul e sacru sau ar trebui să devină sacru, uh, cred că am trece mai ușor peste impedimente, peste inconveniente, peste câte nu trece omul de-a lungul unei vieți, nu? a unei profesii, a perioadei lui active. Să nu uităm că în utopia noastră ne gândim întotdeauna la muncă ca la o sursă de a ne face, eu știu, venit sau un statut social și ca la relaxare fiind adevărata viață. Cum și imaginează unii se îmbogățesc și vor sta toată viața pe malul mării privind răsărituri de soare și savurând, eu știu ce, ne făcând nimica. Or, acesta nu este paradis. Această Lipsă de activitate și lipsă de, de folosire a resurselor personale nu înseamnă altceva decât lenevirea și îngustarea posibilităților și a potențialului uman. Știați că noțiunea de pensie, de pensionare, e foarte recentă, e de secol XIX și este un produs al modernității? Acum se întreabă antropologii, ei își permit să se întrebe, ei sunt mult mai uh, ideatici, se întreabă dacă ideea de pensionare a fost o idee bună. Sigur, mai putem să dăm lucrurile înapoi. Putem doar să umblăm la, la anii de pensionare și se tot urcă pentru că a crescut speranța de viață. Bun, dar nu vreau să vorbim despre asta. Vreau doar să spun că uh, pensionarul este un personaj care apare abia la sfârșit de secol XIX în țările industrializate. Deci industrializarea a modificat la modul paradigmatic viața omului pe pământ. A omului, cel puțin în partea civilizată a lumii. Deci, uh, uh, pensionarea ca noțiune ne-a ne -a livrat automat o iluzie. Automat. Uh, acum trăiesc cum pot, acum supraviețuiesc, la pensie voi recupera. Voi recupera starea de bine, voi recupera odihna, voi recupera călătoriile, voi. Da? Ce iluzie? În sensul că noi nu știm dacă vom ajunge la pensie și nu știm. Starea cum, de sănătate. Cum vom fi la pensie? Mm -hmm. Exact. Și ce resurse vom avea? Și dacă uh, pensia la care ne așteptăm ne va satisface uh, cât de cât, să zic așa, mulțumitor. Deci, uh, dintr-o dată, perioada aceea de odihnă, pe care sigur ne dorim să fie de ordinul zecilor de ani, uh, devine încă o iluzie. În loc să le reducem, le înmulțim. Concediul, care a devenit sacru într-un fel și uh, nimeni nu se atinge de concediul nimănui. Asta mi se pare corect, e o chestie de, de educație. Pentru că omul muncește tot anul și o săptămână din an, da, dorește chiar să nu facă nimic, dar o săptămână să nu facă nimic. Corect. Și este o formă de, de nu e așa, de, de odihnă și de revigorare. Dar este din nou supralicitat și concediu, mai ales pentru corporatiști, pentru cei care, pentru care concediu pus în agendă, da, efectiv și trebuie să-ți faci rezervare, știm noi toate acestea, concediul este supralicitat pentru că așteptăm uneori de la săptămâna aceea cât nu face, cât nu ne poate da. Cine n-a auzit de povești de pe la prieteni că s-au întors din concediu supărați, frustrați? Pentru că obosiți. Nu da. Obosiți, certați, soții mă refer. Că doar certuri ca și în concediu nu prea ai. Că acasă dacă te cerți cu soția, dacă apar așa, e ceva uzual pe când acolo te cerți pe banii grei, adică acolo culmea culmea uh, 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 spunem toate acestea care îți rupte cumva din viață arătând că n-ar trebui să supralicităm nici concediu, nici pensia, adică odihna cum să-i cum să spunem, ci ar trebui să învățăm să ne mai odihnim câte puțin și la serviciu, adică făcându-ne serviciul, ar trebui să învățăm să ne educăm într-atât de mult încât să ne placă ceea ce facem și atâta să facem până ne place și să ne aranjăm lucrurile în așa fel încât să existe o plăcere în muncă, da, o plăcere în muncă, care să nu fie legată neapărat de remunerație. Chiar așa, dacă ai văzut un om priceput în lucrul lui, acela poate să stea alături de împărați, nu de oameni de rând, spune un, pro un proverb bine exprimat. Prin urmare, excelența, indiferent de domeniu profesional, excelența e o marcă a spiritualității noastre. Am citit și eu și am ascultat oameni de mare calibru din punct de vedere social, economic, poate chiar politic. Deci oameni cu mare putere în lumea noastră. Și unii dintre ei am fost plăcut surprins să-i aud că declară, ba chiar unii au început să scrie, că tot ceea ce fac, nu fac dintr-o necesitate, dintr-o nevoie, în sensul că ei deja au avere. Ei deja au un câștig pasiv, ei ar putea să se oprească din tot și să meargă pe o insulă, ori să, nu știu, navigheze cu un iacht foarte scump până la sfârșitul vieții, pe toate mările și oceanele lumii. Însă, nu o fac. Continuă să rămână angajați, responsabili, continuă să conducă, continuă să inițieze lucruri, cu gândul la sute de oameni care sunt în spate, nu cu gândul la ei, ei au de toate. Uh, această formă de altruism, dacă este un altruism să-l numim capitalist, s-ar putea să fie uh, uh, o justificare a capitalismului, o salvare a capitalismului. În momentul în care mai auzim că unii oameni chiar muncesc de dragul muncii, chiar inițiază de dragul, de dragul proiectului, de, chiar se felicită. Pe ei se hrănesc într-un fel din uh, succesul de traseu pe care îl au, uh, și înțeleg că munca iată devine o formă de altruism, o formă de a te investi, de a te revărsa în mod uh, benefic spre celălalt, de a schimba într-un fel fața lumii. Filantropia pe care o fac ei uneori este privită în felul acesta. Așa am tot respectul cumva în cauze care merită, în înfrumusețarea acestei lumi, de altfel atât de hidoasă. Deci, până la urmă, putem privi munca și în sensul acesta, ca prin recompensa pe care ne oferă, prin câștigul pe care ne-l oferă munca sau prin, prin, poziția în care munca, prestația bine făcută ne așează, prin toate acestea să lucrăm cumva spre binele omenirii, să, să aducem împărăția lui Dumnezeu atât cât putem noi, fiecare, aici pe pământ, pentru că să ne fie clar, nu este despre a pleca noi în cer și de a scăpa de pământul acesta, ci este de a aduce cerul pe pământ. Și să nu uităm, eu personal cred că în cer ne odihnim noi cât ne odihnim, dar acolo vom și lucra, dar munca nu va mai însemna corvoadă. Să încheiem cu cuvintele paragrafului pe care l-am citat astăzi, cuvintele lui Timothy Keller, Munca făcută cu credincioșie înseamnă într-adevăr o oarecare identificare publică cu Isus, într-un mod care îi vor face pe colegii noștri să cunoască mai mult despre El. Iartă o altă formă de predicare, muncind cu excelență. Și depunând în felul acesta o mărturie onestă, cu minte, o mărturie fără excesă, o mărturie zilnică. Încheiem seria Timothy Keller. Sperăm că a fost de folos și că v-ați bucurat de aceste cărți pe care vi le-am recomandat. Sunt mult mai multe pe care le puteți accesa, dar acestea au fost recomandările noastre. Ne luăm rămas bun de la voi. Toate cele bune! Bunia. Pași spre viață cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan. Ați ascultat emisiunea Pași spre viață cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.